Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesia Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Agenda ta de sănătate, vorbim despre tipurile de stres și cum ne afectează creierul. Cifrele nu sunt înșelătoare. Conform statisticilor globale, la populația între 18 și 65 de ani, 9 din 10 persoane spun că au suferit stres în ultimul an. Iar dintre acestea, aproape jumătate, adică aproximativ 42%, indică faptul că episoadele de stres sunt frecvente în timp. Din păcate, trăim într-o societate care provoacă stres. Ființele umane au creat civilizații cu cerințe, programe de viață și o avalanșă constantă de informații, care este de departe de ceea ce natura a conceput pentru noi. Nu suntem adaptați biologic la societatea pe care am construit-o. Și corpul nostru plătește consecințele. Consecințe care se exprimă, printre multe alte lucruri, cu o pandemie de stres care nu înțelege clasele sociale. Acest sentiment de tensiune fizică sau emoțională, care apare în situații pe care le percepem ca amenințări, poate ajunge să ne slăbească la toate nivelurile și să ne afecteze foarte mult calitatea vieții. Dar este întotdeauna același stres? Nu, cu atât mai puțin. Este un concept care ascunde multe nuanțe diferite și care, în realitate, poate fi exprimat în moduri foarte diferite și în fața unor factori declanșatori foarte variați. Vom vedea în continuare ce tipuri de stres există și care sunt principalele caracteristici. Înainte, ce este stresul? Stresul este ansamblul reacțiilor fiziologice care sunt activate atunci când experimentăm un eveniment pe care îl percepem ca o amenințare sau o cerere dincolo de posibilitățile noastre și care duce la o stare de tensiune fizică și sau emoțională. Stresul, în măsura sa adecvată, nu este deloc un lucru rău. De fapt, este o reacție absolut necesară pentru supraviețuirea noastră, deoarece ne ajută să ne stimulăm în fața stimulilor care pot reprezenta un pericol. Stresul este calea creierului de a crește șansele ca noi să reacționăm rapid și precis la o amenințare potențială. Atunci când sistemul nervos central procesează o situație ca pericol, stimulează sinteza adrenalinei, în plus față de hormonul cortizol, un neurotransmițător care activează mecanismele de supraviețuire ale corpului, accelerarea ritmului cardiac, dilatarea pupilelor, inhibarea funcțiilor fiziologice neesențiale, cum ar fi digestia, creșterea ritmului de respirație, accelerarea pulsului și creșterea sensibilității simțurilor noastre. Toate aceste reacții imediate de neurotransmițători și hormoni, împreună cu faptul că creierul concentrează atenția asupra amenințării, ne ajută să ne anticipăm răspunsurile și să creștem probabilitatea ca acestea să fie cât mai eficiente. Dar, cum putem vedea la nivel biologic, stresul nu este un lucru rău. Este o stare de tensiune care, deși este legată de sentimente negative, ne permite să ne sporim garanțiile de succes. Problema este că la om, acest stres poate deveni cronic, în ceva care nu numai că apare din cauza amenințărilor reale, dar este întotdeauna acolo sau apare din cauza unor evenimente care nu reprezintă un pericol real. Stresul patologic ne slăbește și ne epuizează fizic și mental și poate chiar să deschidă ușa diferitelor boli. Prin urmare, trebuie să adoptăm măsuri pentru reducerea acestuia și dacă nu suntem capabili să ne ocupăm de toate acestea, trebuie să căutăm atenție psihologică. Stresul poate și trebuie să fie combătut. Acum că am înțeles ce este stresul, suntem gata să vedem ce tipuri există. După cum am văzut, stresul de la sine nu este negativ. Prin urmare, vom vedea cum este clasificat în funcție de acest parametru și de mulți alții. Acestea sunt principalele tipuri de stres pe care oamenii le pot experimenta. 1. Stresul pozitiv. După cum am discutat deja, stresul nu este întotdeauna un lucru negativ. Și prin stres pozitiv înțelegem acele reacții fiziologice legate de stres, dar care ne fac motivați și mai energici. De multe ori, un punct controlat de stres este foarte bun pentru noi să ne oferim cât mai mult din noi înșine.
Atâta timp cât noi suntem cei care controlăm situația și stresul nu ne domină, poate fi pozitiv. Deși situația în sine amenință și creează frică, acest grad de stres ne va oferi acea atenție suplimentară de care avem nevoie. 2. Stresul negativ. Este unul pe care îl asociem în general cu conceptul de stres. Cunoscut și sub numele de stres, stresul negativ este unul care nu este asociat cu sentimente pozitive de motivație și energie, ci cu sentimentul că ceva va merge prost. Este stresul care inhibă facultățile noastre. Ne face să anticipăm o amenințare, crezând că rezultatul va fi negativ pentru noi, așa că anxietatea începe să preia, ne dezechilibrează, ne neutralizează abilitățile, generează emoții negative de tristețe și furie și, în cele din urmă, reduce șansele ca noi să ieșim cu succes din această situație. Stresul acut. Este unul pe care 9 din 10 persoane îl experimentează cel puțin o dată pe an. Este, așa cum sugerează și numele său, o situație specifică în care, din diferite motive, trăim un episod momentan de stres. Este un stres pe termen scurt, care de asemenea dispare rapid. Fiind pozitiv sau negativ, stresul acut poate apărea în momentele de dinaintea unui interviu de angajare sau a unui examen important, înainte de a ieși să jucăm un joc de fotbal, când ne luptăm cu partenerul nostru, când credem că suntem urmăriți pe stradă și așa mai departe. Declanșatorii sunt foarte variați, dar nu există o tulburare de bază, deoarece acest stres acut este o reacție normală a corpului. 4. Stres episodic acut. O variantă a celei anterioare, dar care denotă deja o problemă de stres care ar trebui rezolvată. Stresul episodic acut este unul care, fiind tipic pentru persoanele care, datorită propriei presiuni sau societății, trăiesc cu cerințe nerealiste, se manifestă cu episoade mai mult sau mai puțin recurente de stres acut. Adică este o situație în care episoadele de stres acut apar în mod repetat, cu o frecvență mai mare sau mai mică, determinând persoana să trăiască într-o stare continuă de anxietate care se manifestă cu pesimism, iritabilitate, negativitate, durere de cap, ipertensiune arterială, presiune toracică, nervozitate și așa mai departe. Necesită tratament în mâinile unui psiholog, întrucât această formă de stres este întotdeauna negativă și, fără a o aborda, poate ajunge să compromită sănătatea fizică și emoțională pe mai multe niveluri. 5. Stresul cronic. Este cea mai gravă formă de stres. Stresul cronic este unul care nu se caracterizează prin apariția recurentă a episoadelor de stres acut, ci mai degrabă prin faptul că persoana trăiește scufundată într-o stare continuă de stres din care nu poate ieși. Când starea de stres continuă săptămâni sau luni, vorbim de stres cronic. Cu toate acestea, declanșatoarele sale sunt de obicei situații extreme, războaie, răpiri, închisorii, sărăcie extremă. Este o formă de stres care, fiind legată de speranța maximă, este cea mai distructivă dintre toate, lăsând consecințe fizice și emoționale ale căror efecte durează de-a lungul vieții. De fapt, este în mod clar asociat cu depresia, risc crescut de sinucidere, insecuritate extremă, boli digestive, de piele și inimă și chiar cancer. Stresul fizic. Tindem să ne gândim la latura mai psihologică a stresului. Și, deși este cel care aderă cel mai mult la definiție, stresul poate fi de asemenea pur fizic. Stresul fizic este ansamblul alterărilor fiziologice care sunt produse organic prin influența stimulilor mecanici sau chimici. Deci vorbim despre leziuni și simptomele lor, traumatisme, frig, fracturi osoase, oboseală, dezechilibre hormonale, infecții, intervenții chirurgicale, deshidratare, abuz de substanțe, lipsă de oxigen, poluarea mediului. Există numeroși factori declanșatori care pot lăsa corpul nostru într-o stare de stres fizic, fără acea componentă a anxietății. 7. Stresul psihologic. Este cel mai cunoscut și este cel care este legat de reacțiile emoționale și cognitive legate de stres.
Acestea sunt toate acele reacții neplăcute pe care le experimentăm la nivel psihologic atunci când percepem o amenințare și care, după cum am văzut, pot fi pozitive dacă ne ajută sau negative dacă ne inhibă. Frica, frustrarea, tristețea, furia, vinovăția, excesul de informații, ritmul agitat al vieții, invidia, autocritica, anxietatea, atacurile de panică, cerințele societății, există numeroși factori declanșatori care pot duce la acest stres psihologic. 8. Stresul psihosocial. Stresul psihosocial este o formă de stres psihologic care apare din probleme mai mult sau mai puțin grave în ceea ce privește relațiile noastre personale. Declanșatorii săi nu se găsesc în noi înșine, ci în relațiile pe care le avem și, prin urmare, poate fi mai dificil de manevrat decât cel doar psihologic. A fi lipsit de muncă, ați fi pierdut persoana iubită, a trece printr-o ruptură de dragoste sau divorț, a te simți singur, a avea probleme cu familia sau prietenii. Există multe declanșatoare care pot da naștere acestui stres legat de aspectul nostru cel mai social. Și 9. Stresul psihospiritual. În cele din urmă, stresul psihospiritual este unul care este experimentat în momente de criză existențială, în momente în care ne îndoim de propriile valori, în care nu ne găsim o cale în viață, avem dificultăți în găsirea fericirii și, în cele din urmă, circumstanțele asociate cu conceptul mai spiritual al psihologiei noastre. Stresul pe termen lung poate fi dăunător organismului și chiar afectează de la sistem imunitar până la inimă. Nu este surprinzător, deci, că și creierul poate fi afectat de stres, deoarece este organul central al percepției. Creierul este cel care determină în cele din urmă ce aspecte ale lumii din jurul nostru sunt amenințătoare și, prin urmare, potențial amenințătoare. Studiile indică faptul că stresul poate provoca pierderea memoriei sau scăderea dimensiunii. Să vedem cum ne poate afecta stresul creierul. Sau altfel spus, care sunt efectele stresului asupra creierului? Stresul cronic poate implica schimbări în funcționarea și structura creierului nostru, deoarece unul dintre efectele cortizolului este scăderea plasticității neuronale. Să vedem care sunt efectele sale. 1. Provoacă modificări ale neuronilor. Într-un studiu realizat de Universitatea Rosalind Franklin, cercetătorii au observat că cortizolul poate avea un efect toxic asupra neuronilor hipocampului. Hipocampul, în afară de a fi una dintre regiunile asociate cu memoria și învățarea, este de asemenea una dintre zonele în care apare neurogeneza, formarea de noi neuroni. Cortizolul poate scădea activitatea unor neuroni din hipocamp sau influența supraviețuirea acestora. În principiu, unele efecte pot fi inversate dacă stresul este întrerupt. Deși există studii care indică faptul că expunerea la stres la o vârstă fragedă poate lăsa o amprentă asupra neuronilor care poate fi dificil de eliminat. 2. Produce schimbarea structurii creierului. Supunerea la stres pentru o lungă perioadă de timp poate provoca modificări între substanța gri și cea albă a creierului. Materia cenușie este alcătuită din corpurile neuronilor, sau somas, și celulele glia, celulele suport, responsabile pentru gândirea de ordin superior, precum luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. Pe de altă parte, substanța albă este alcătuită din axoni, o extensie a neuronilor care creează o rețea de fibre cu funcția de a le conecta între ele. Materia albă primește acest nume deoarece axonii sunt acoperiți de o teacă albă de grăsime numită mielină, care protejează axonii și accelerează fluxul de semnale electrice de la o celulă la alta. S-a observat că stresul cronic poate crește producția de mielină, creând un dezechilibru între substanța gri și cea albă a creierului, care poate duce la modificări ale structurii creierului. 3. Reduce volumul creierului. Stresul poate provoca scăderea zonelor creierului asociate cu reglarea emoțiilor, metabolismului și memoriei. Într-un studiu efectuat la Universitatea Yale, s-a observat că expunerea repetată la stres a determinat o reducere a substanței cenușii în cortexul prefrontal, o regiune care este responsabilă de reglarea emoțiilor.
stresul cronic de zi cu zi părea să aibă un impact redus asupra volumului creierului. Cu toate acestea, efectul negativ asupra volumului creierului părea a fi mai mare la persoanele care suferiseră de episoade de stres intens și traume. Acumularea de evenimente stresante în viața unei persoane ar putea face mai dificil pentru acești indivizi să se ocupe de evenimentele viitoare, mai ales dacă următorul eveniment necesită un control puternic asupra emoțiilor sau o mare procesare socială pentru a-l depăși. 4. Afectează memoria. Într-un studiu din 2012, s-a observat că stresul cronic are un impact negativ asupra ceea ce este cunoscut sub numele de memorie spațială, tipul de memorie care ne permite să ne amintim informații despre locația obiectelor în mediu, precum și orientarea spațială. De exemplu, experimentele pe animale au arătat că în situații de stres cronic, cortizolul reduce numărul conexiunilor cerebrale sau sinapselor neuronilor din lobii frontali, o zonă care stochează memoria evenimentelor recente. Dacă această situație este recurentă, grijile noastre ne vor fura o parte din atenție și atunci ne este greu să ne amintim date aparent banale, cum ar fi locul în care am lăsat mașina sau cheile mobile. Faptul este că nu stocăm bine informațiile, nu atât cum le preluăm. Acest lucru se întâmplă în principal pentru că atunci când suferim de stres pentru o lungă perioadă de timp, este mai dificil pentru noi să ne concentrăm atenția. Cu alte cuvinte, în loc să fim atenți la ceea ce facem, suntem atenți la gândurile noastre, făcându-ne să acționăm mecanic și să ne simțim mai dispersați. Și 5. Crește riscul tulburărilor psihice. Se știe că stresul joacă un rol important în declanșarea și evoluția bolilor mentale, în special a celor tulburării de stres post-traumatic, tulburării de anxietate și depresie. La rândul său, stresul poate fi de asemenea un factor de risc pentru consumul și abuzul de substanțe. Stresul scade stima de sine și încrederea în sine, precum și predispune la manifestarea reacțiilor și comportamentelor agresive, deoarece crește impulsivitatea. În ceea ce privește manifestarea stărilor depresive, s-a văzut că stresul inhibă funcționarea sistemelor de plăcere și recompensă ale creierului, care la rândul lor afectează negativ sentimentul de optimism. Toate aceste efecte sunt mari la sugari și adolescenți, deoarece creierul lor este mult mai plastic și maleabil. În acest sens, stresul trăit în copilărie și adolescență lasă o amprentă asupra creierului care poate afecta comportamentul acestor oameni de-a lungul vieții, ceea ce nu este întotdeauna ușor de făcut să dispară. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!